cineva mi-a furat capaul. What? No, glumesc, oameni buni, l-am scos eu pentru că eram gen la modul, ah, ok, nimănui nu-i place capaul, nici mie nu prea-mi place capaul. Adică îmi plăcea capaul, dar nu-mi plăcea conturul și nu-mi plăcea așa de tare ideea de a-l avea aici. Până la urmă, noi și bine. Să nu mai zic de lift, care sunteți și voi cu chestia asta. Bă, Colpir, dar liftul ăla parcă nu-i fain, că nu știu ce. Ok, hai să vă arăt o chestie. Ați zis să-l pun toți pe colț. Bine, boss, hai să vă arăt o chestiuță. Uite, aici ar veni liftul, da? Liftul de apă. Ok, hai să urcăm. Să zicem că blocurile de dirt este apă. Așa, spargem aici și mai spargem una. Opa, dar unde m-a dus? La nivelul 2? Dar unde la nivelul 2? Că suntem afară. Da, în concluzie, nu se poate face liftul de apă aici. Așa că va trebui să ne mai gândim puțin. O să supraviețuim cu liftul acesta pe care îl avem. Și într-adevăr lumea zicea că, uite aici la camera de zen, adică partea a treia, nivelul 3, să fie copăcelul... Ce caut tu, nebunule, bă, ești aici. Să fie copăcelul în apă, să treacă apa prin copăcel. Nu sună rău, dar nu știu dacă ar arăta superb. Și din nou, mai zicea cineva, deci fii atent că eu vă zic toate comentariile bune și care încercăm să rezolvăm aici. De asta este o comunitate și de asta veniți și voi cu comentarii și îmi dați idei și sfaturi. Am scos ăla, până la urmă așa. O zis cineva să fac intrare la fiecare nivel. Adică la nivelul ăsta să fac o intrare aici, la celălalt nivel încă o intrare și la celălalt nivel încă o intrare. Ceea ce nu e neapărat rău. Este o idee destul de bună, dar din nou nu știu ce să zic. Și de ce nu zbor cu Elytra? Okay, bun. Și care este faza? Am vorbit puțin cu Domino, eram și cu Blushman în conversație și toate alea și l-am chemat pe Domino și i-am zis: Domino, ce fac eu cu locul ăsta, cu capul ăla? Care-i problema? Cum? Ajută-mă, please! Și el a venit cu o idee superbă și cred că o să o și aplicăm. 100% chiar. Tu vrei să faci logo? Nu știu ce vreau să fac, adică vreau să păstrez capul ăla. Logo companiei Colpir. Da, oarecum logo. Vreau să păstrez capul ăla, dar nu știu cum să-l integrez aici. Stai să vadă ochiul meu. Da, ochiul tău, da. Păi, fă-l în patru părți pe clădire. Ah, ok. Sacrific că unei tu, unei pus trapdoor-urile alea de... Cum dracu se cheamă lemnul alb, că am uitat. Barge. Așa, Barge. Sacrifici pe... partea aia cu sticlă și îți faci cau acolo. Și îți faci în toate patru părți. Bine, că îl faci mai mic, știi? A, și să scot sticla. Scoți sticla, să pui perete și să-ți faci... Mm-hmm. Și aș putea să mai ridic construcția dacă e. Da. Și poți să-ți faci acoperiș și să arate mai bine, știi? Numai că ai cau ăla pus pe lipit de ea. Ca așa, mm-hmm, în aer, dacă vrei să arate bine, trebuie să-ți faci o sferă și pe sfera aia să scrii. Da, păi asta e. Că n-am chef să fac dita mai sferă. Păi asta, că dacă să nu stai mult, să scrii capa frumos. Și nici n-ar arăta prea bine, sincer. Cu sferă. Bă, ar arăta, da. Ia văd aici ceva în aer și asta. Stai, unde? Traseu de litre, cred că. Aici. Cred că e scrisul lui... Da, e scrisul lui Ciuncio, da. Ca să apară pe hartă. Bă, hai să hai la el în casă să vezi. Invadăm casa. În ultimul episod am făcut și detalii frumos aici. Am și uitat să vă arăt că am făcut detalii la nivelul ăsta. Dar voiam să vă și zic. Ok, are dreptate Domino până la urmă. Adică zicea el să punem capau pe fiecare părticică. Adică în partea asta, în partea asta și în cealaltă două părți. Super, super idee. Dar știi ce mă deranja la nivelul ăsta? Că tot mă uitam așa la el și era deranjant. Cel mai deranjant e că e mult mai mic decât ăsta, decât ăsta și decât primul, cred. Sau este la egalitate cu primul nivel. Și ăsta trebuie să fie puțin mai mare. Și acum dacă o să punem capaul pe astea și după o să-i adăugăm detalii, momentan o să punem doar capaul, și sus o să mai facem noi ceva. Adică să-l facem puțin mai înalt, măcar să fie de aceeași înălțime sau puțin mai mare. Cam ăsta este planul meu și stați să vă arăt o chestie. Uite, apa pe mine mă deranjează doar la nivelul acesta. Adică când vin eu așa,
Eu văd apa cel mai mult aici pentru că este glass. Dar dacă o să putem introduce până la urmă copăcelul aici, să știi că nu o să mai mă deranjeze așa tare liftul ăsta de apă aici. Oricum, lăsăm liftul, nu mă interesează momentan. O să mă apuc să distrug tot ce am construit acolo și să-l fac dreptuț ca să pot să pun capaul și toate nebuniile alea. Și până atunci vă las cu o mică cursă. No, până atunci vă las cu Domino, îi prezint puțin traseul, circuitul nostru de elitre. Și după o să fac și o cursă cu domnul Blushman, cu elitra și o să vedeți voi, mă rog. Hai că mă apuc de treabă, că am o grămadă de muncit aici. A, de aici? Da. Hai că nu-ți zic eu cum trebuie să mergi, tu încearcă să urmărești săgetuțile și vezi, uite acolo e 1 și te duci la 2, 3, 4, știi tu. Și încearcă să vreau să văd dacă e intuitiv. Dacă nu e intuitiv, trebuie să mai modific. Ia să-l urmărim noi. Și a doi ăla roz în casă, așa, bun. Stai că s-a blocat. Da. La glasierul. De acum e mai complicat, ai grijă? 6. Ok, ok. Hai că a ratat una. 7. Ai mult chiar, 7, 8. 10-le ai grijă? Ai reușit, Blushman, să treci? Prin 10? 10, 11. 14 lei puțin mai departe, nu știu dacă îl vezi. Văd săgeata asta în față aici. Păi, da, nu știu cum să fac acolo, sincer. Da, nu prea îți dai seama unde, nu prea îți dai seama unde e 14 lei, nu? Da, la 14 din cam încurci. Da, e prea departe. Nu știu, după o să încerc. 15 văd aici. Da, și 16 lei ăsta jos, tare. Bun. Și pregătit? Deci, hai, stai, acolo e unul, bun, hai, 3. Deci, stai. Vreți în primul rând. Eu mă duc la finish. Bun. Să vă care treci și primul, stai. Fii atent, deci, Blushman. E aici jos, nu? Da, acolo jos. Ia zi. Când, dacă intri într-un cerc, e ok, dar dacă intri, dacă te oprești cu elitra, gata, s-o dus, ai pierdut, ai înțeles? Bine, hai. Bine, 3, 2, 1 și... A sărit un pic mai repede. Au! 3? 2, 1 și... Da, deci ideea e la primul cerc să nu folosești... Nu folosești artificiurile. Da, că te duce iurea rău. Bun, ești în spate. Au! Sunt la 4, unde ești? Eu la 6. Da, cred că... Te aud din spate, ha! Ce s-a întâmplat? Ai căzut? Nu, m-am lovit. Auleu. Vezi că eu am făcut traseul ăsta de cel puțin 50 de ori. Oh, nu! M-a luat la curbă. O curbă. Ha, ha. Te-ai blocat acolo? Nu văd 12, unde? A, acolo sus. Dar tu cum ai făcut 12-le și n-ai trecut întâi până 13 și după aia până 12? Nu. Cum să faci așa? Deci te duci, gata, eu am ajuns. Te duci la 13, la 11, 12 și 13. Da, ăsta e 16. And the winner is... Colpir 96, meriți un băția. Dă bățul și eu acum hai să-ți arăt. Hai, Domino, fă tu cu Blushman, cu pierzător. Ce să fac? Nu mă bag eu mal așa ceva, nu cunosc. Nu se bagă, nu. El nu face... Hai, Colpir, hai, revanșa. De alea de noapte. Revanșa? Bun, da, dai tu startul tura asta, ha. 3, 2, 1 și... Și acum dai cu rachete în continuu, că nebun. Nu, că și mai înainte am dat cu rachete în continuu. Uite cum consum eu rachetele pe de-astea. Băi, imediat mori, zi. Mai am puțin, mai am 4 vieți. Ce bine am trecut prin 10, n-am trecut în viața mea așa. Au! Nu, no, am dat total pe lângă. Ai câștigat, ai bravo. Felicitări, am dat-o prost. Asta chiar că nu o pun. Nu, uite-te la tot. Glumesc, dar tu de ce nu filmezi? De lene.
Sper că v-a plăcut cursa cu Blushman. O să facem mai multe curse la un moment dat. Ați văzut că eram puțin mai tăcuți, eram la modul concentrat și eu am dat-o foarte prost la ultima tură. Dar este ok. Eram așa gen, stai că intru în cercul ăsta, intru... E complicat, frate. E complicat. Dar în orice caz, sper că v-a plăcut. O să încerc să fac curse cu mai mulți haiduci. Depinde, uite, Domino nu a vrut să facă cursă pentru că se gândea că... pana mea, ia carnetul de elitra, știi, cam ilegal ce facem noi aici, de astea curse ilegale de noapte. Bun. Și ce voiam să vă zic, am o problemă. Și acum am realizat-o. Gen, uitați, ăsta Silky, pickaxe-ul meu cu Silk Touch, îi lipsește un enchant foarte important și ăla se numește Unbreaking 3. Of, Doamne, nu știam eu de ce tot timpul ăsta se distruge așa de rapid și eu folosesc ăsta de Silk Touch mai tot timpul, așa că o să-l folosim pe ăsta, nu-l mai pierd. Dar ideea este că pierd tot timpul nebunia aia de... când vreau să sparg Ender chest-ul, tot îl sparg și îl sparg aiurea, știi? Mă rog, chestii de-astea de haiduc nebun. Colpirul ăsta e nebun, uită tot timpul să... Dar las că mă duc eu la Sky și ori îi fac o comandă, ori vedem noi cum facem și facem rău de un Unbreaking 3 până la urmă. Stați calmi voi băieți, că se descurcă colpir. Și în caz de nu v-am mulțumit tuturor care mi-ați dat sfaturi, să știți că vă mulțumesc foarte mult. Și continuați încă să veniți cu o idee mai interesantă. Am văzut și aia cu slime-ul, să facem un lift cu slime. Și aia ar fi o idee, dar totuși încă mă gândesc. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, așa vă vreau, să mă ajutați acolo când colpirul are nevoie. Ajutați-l la greu, ajutați-l la greu că are nevoie. Și da, asta v-am să vă zic, că vă mulțumesc. Da, frate, arată mult mai bine decât arăta înainte, să fim serioși. Deci logo-ul ăla sus, pus, e puțin cam ireal. Așa măcar arată mult mai șmecher și-i drept. Într-adevăr e cam mare, dar nu e nicio problemă, pentru că se rezolvă. Adică o să adăugăm detalii și chestii și frumuseți. Deci da, ar trebui să arate bine, nu știu, îmi place. O să facem pe fiecare parte. Da, un proces lung cu această bază, fraților, adică, oh my god, construiești, spargi din nou, că nu-ți mai place. Și într-adevăr, îmi plăcea atunci pe moment, dar după o oră cam așa am văzut că, clar, ăsta o să-l distrug. Și într-adevăr, chiar asta s-a întâmplat. Și cred că asta se întâmplă de multe ori cu anumite construcții. Nu trebuie să le construiți din prima bine. Este un proces aici, adică dacă vreți să... iasă ceva foarte ca lumea, nu, să nu vă fie frică să distrugeți construcția și să o refaceți din nou cum vă place. Dacă o lăsați așa, nu o să fiți fericiți nici voi și nici nimeni, dar mai ales voi. Bun. Acum, o altă idee ar fi să închidem acest locușor cumva. Mă gândesc să mai fac un layer totuși. Oh my god, încă un layer, dar ce mai facem cu un layer? Altă viață, fraților. Parcă începe să arate mult, mult mai bine. Hai să dormim, așa o secundă, să vă arăt și pe timpul zilei cum arată această construcție minunată. Bineînțeles că am făcut-o doar pe o parte ca să nu pierd foarte mult timp. Și cam așa arată. Din nou, apa asta de aici, o să vedem noi cum facem cu ea. Capa-ul este perfect, zic eu. Și acolo am pus niște glass și sus, cam ăla o să fie acoperit. Mamă, ce șmecher se vede așa. Era gen soarele în spate și avea un fel de aură. Foarte tare. Bun. Și cum am făcut aici, dacă vă întrebați, ceva de genul acesta. Dar din nou, cred că am putea să mai adăugăm și niște slaburi și să lăsăm scările așa. Ia să vedem, frate. Așa arată ca o coroană, știi? Hei, unde e platforma? Da, clar. Da, uite, arată puțin mai bine. Roșul ăsta nu prea l-am adăugat. Deci, primul layer de jos, ăsta, este cel mai șmecher. Îmi place cel mai tare cum arată. Și eu nu prea am adăugat roșu nici în layerul 2, doar la glass. La 3 îl lăsăm așa. La 4, habar n-am ce o să fac.
Sincer, habar n-am ce o să fac la multe, dar important este să arăte măcar șmecher pe afară, atâta vreau. Măcar atâta, că sunt un builder, oameni buni, încerc să fiu. Hai să vă arăt ce am mai reușit să fac. Oh my god, e complicat, frate, să-mi bat piciorul, stau de câteva ore bune aici și tot încerc să găsesc o chestie. Am reușit să fac, practic, coroana, să zicem, construcției. Și ca să arate destul de bine, trebuie să avem pe colțuri niște puncte ascuțite. Și avem acolo un bloc, aici avem un slab și aici nu mai avem niciun bloc. Dar faza e că e prea minusculă chestia asta încât să semnifice cu adevărat ceva. Și am început eu să fac undeva pe aici, nici nu mai am rachete, trebuie să-mi repar și elitra. Am început eu să-mi fac aici ceva. Nu, că am realizat, până la urmă, trebuie făcută chestia asta lucrată pe schelă de dirt, că altfel nu se poate. Ei bine, și încerc eu să... Vedeți, sunt prea multe colțuri, prea aiurea, știi? Și încerc să pun cât mai multe scări, să adaug ceva mai frumos, să zicem. Să fie ceva mai frumos. Și va trebui să aducem și bărci. Ud. Bărci de alea, știți voi, de mers pe râu. Așa, de alea, exact. Să încercăm să punem niște garduri. Pentru că un gard ajută. Ajută destul de mult. O să mă duc mai întâi de toate să mai fac niște rachetele. Dar e ceva. E ceva de muncă aici. O să încerc să mai fac, bineînțeles. Poate mai face și pe livestream. Oameni buni, și cam așa arată chestiuța asta pe care am făcut-o, coroana construcției noastre. Credeți-mă că o să arate mult mai bine când... normal că n-am reușit. Când o să avem și pe partea asta și o să fie așa peste tot. Chiar o să arate super fain. M-am chinuit o grămadă să iasă chestia. Opa, am dat peste microfon. De ce se întâmplă? Nu! După cum ziceam, această coroană este bună, dar acum să și aterizăm. Ok, bun. În sfârșit. Greu. Hai să vă arăt puțin coroana de la apropiere, că nu prea v-am arătat-o. Deci, vine ceva de genul acesta. Este destul de bine efectuată, să zicem, pentru că este bloc, slab, ca să fie așa cât mai... Parcă e desenatul cu mâna. Fix ceva de genul ăsta am încercat să fac. Pe aici, la colțuri, am mai modificat, am pus, wow, am făcut o mare diferență, nu? Dar să știți că contează că am pus acel mic bloc, adică de la distanță poate nu-ți dai seama așa tare, dar dacă ești puțin mai aproape pe aici, o să-ți dai seama și, na, arată bine. Și o să vină și pe partea asta și așa, și cred că o să arate super bine. Acum nu știu dacă mai am timp, că am stat o tonă aici, nu știu dacă mai am timp să fac toate astea. Dar încă o chestie pe care aș vrea să fac este să dărâm tot dirt-ul și să mă uit mai bine la ea. Nu știu, mie mi se pare chiar foarte ca lumea. Adaugă o dinamică, așa, gen, și gen, care-i șmecheria asta? E ca și cum e o săgeată care îți face, îți îndrumă ochii să te uiți înspre acest capa. Ei bine, asta o să încercăm să facem și pe aici, dar n-am cum să fac aici. În orice caz, măcar o săgeată îți arată că poți să te uiți înspre capa. Nu știu, cam astea fac formele astea. Atrag atenția înspre un anumit punct al construcției. Acum, na, poate ar mai trebui ceva modificări pe aici. Uite, pe aici, pe jos, n-am făcut deloc, dar na. Hai că mai fac și eu pe aici cât mai pot, dar nu promit că vin cu progres aici, că să-mi bat piciorul dacă mai pot. Tu câte crezi? 3 sau 4, că nu mai țin minte. 3 în puii mei, 3! Bine, 2. Perfect. Bine, bine. Dacă mai iau eu de aici din cufăr. Doar un cufăr ai doar pentru diamante, mă? Da, măi, dar eu... Crezi organizat. Că o să faci rost de atât de multe? Am planuri mari, am planuri mari. Bine, în Breaking 3. Mă bucur pentru tine. Mă gândesc să te jefuiesc într-o zi, știi? Super. Sau pe Puf, că el e cel mai bogat. Nu prea ai cum, dar poți să încerci. Ești în conferință. Ok. Hai să te joci cu lift. Hai să mă joc cu lift. Să vedem. Am auzit că ești foarte mândru. Sunt foarte mândru, băi, că încă n-am făcut partea de picat. Așa că...
Ultima dată tot cu liftul m-am jucat când m-am întâlnit cu tine. Ah, ăla din Nether. Așa, cum funcționează? Intru pur și simplu și gata? Nu. Stai să-ți fac aici o mică... Deci picăm pe aici ca să ne ducem jos. Așa. Așa. Și aici pur și simplu intri și te duce la primul etaj. Și dacă vreau să mă duc la a doilea etaj? Hei. Hei. Ah, ok. Și la a doilea? Și la al doilea etaj... Trebuie să apăs pe buton. Trebuie să apăs pe buton. Ok. Pentru și dacă vreau jos... Etaj... nu se poate jos. Jos numai prin cădere. O să fac o chestie ca aia din... Am înțeles. Și dacă ce cu atâta redstone aici? Adică pe vină jos, vină jos. Stai că vin. Așa. Așa. Și aici dacă vrei la al doilea etaj, apeși butonul și după aia intri. De asta e atâta redstone. Hai că e fancy. Văd că ești profesionist în a face lifturi. Bineînțeles. Da, cum? Tu asta faci când te plictisești, te dai cu liftul? Mă dau cu lift. Mă rog, el a fost făcut să poți, spre exemplu, liftul ăsta e făcut teoretic să poți să ai vreo 7 etaje, știi? Și tu ai de-abia 2. Și am de-abia 2, da, deci e super, nu știu, overkill. Am auzit că ai avut o invazie de găini, ai văzut ce ți-a făcut Blushman? Da, am văzut ce mi-a făcut Blushman. Băi, frate, eu nu permiteam. Eu nu pot să înțeleg, mă, dar cine tot aoleo, de unde tu faci zătea o? Este aici, lângă... De la KFC-ul din la spawn. Un furnizor foarte de treabă. Ce v-am zis eu, fraților, că facem rost de o carte de Unbreaking de la Nenea Sky. Voi nu m-ați crezut. Ați crezut că cine știe când fac eu rost. Dar am făcut acum. Well, am luat o mică mare pauză de la construcția noastră, că nu mai pot. Și am venit să fac niște terraforming, care ar trebui să fie mai liniștitor cât de cât. Și să sperăm că o să iasă ceva interesant. După cum știți, acolo o să vină nebunia aia de portal. Uite aici, undeva. Și vreau să integrez locușorul ăsta, să-l facem mai frumos, că acum nu arată destul de bine, adică aproape deloc. Și vreau să-l facem să arate frumușel. Și am tras așa niște mici linii, opa, ușor colpir. Am tras așa niște mici linii și o să încerc să-l fac mai ca lumea. Dar pe partea cealaltă e cel mai greluț, să zicem. Uitați puțin, leu, da, se rezolvă. Și trebuie dărâmat și copăcelul ăsta. Bun, hai că mă apuc să fac chestia asta și am să revin cu voi imediat. Oh, shit, trebuie să iau astea cât sunt calde, că văd că se cumpără pe bandă rulantă aici. Ne mai trebuie încă 3 capete de Wither Skeleton și oficial am făcut 4 bicăne și am completat toate turnurile. Oameni buni! Acest tip de terraforming nu l-am făcut aproape niciodată. De ce zic acest tip? E bine, după cum vedeți, sunt așa niște peticuri de pământ care sunt puse oarecum diferit față de cum le-ați pune de obicei. E bine, acest stil, bineînțeles, este inspirat de la nenea Good Times with Scar și tot timpul mă uitam și voiam să fac și eu un fel de terraforming de genul acesta. Și are și gen striații de genul ăsta, tot așa de pământ. Și după când începe o striație de, zic puțin, un rând, hai să, nu știu cum dracu să-i zic, de pietre, să lăsăm așa și aici putem să punem, nu știu, cobblestone wall, slaburi și chestii de genul acesta. Pe partea asta am făcut-o cât de cât să arate decent. Ideea este, acolo nu prea îmi place, trebuie modificat. E greluț să faci acest stil. Dar îmi place în același timp și mă bucur că nu mai arată cum arăta înainte, adică arăta oribil înainte, acum e mult mai bine și acolo trebuie să pun un bloc. Bun, dar după cum vedeți am mutat și portalul. Portalul stă foarte bine frumos aici. Nu știu cum o să fie decorat, o să mai mă gândesc. Chestia asta de sus mă gândesc să o fac diferit, că nu-mi place cum arată. Și mai este de lucrat, într-adevăr, dar prima dată când am făcut portalul, ce au făcut nenea Colpeș? Stați să vă arăt, fraților.
Că a ieșit oribil. Aha, da. Când vrei să-ți faci portalul, mai întâi îți faci un portal în Overworld, dar nu-l pornești, unde vrei să te spawneze. Oh, salut, nenea Creeper. Marci de aici. Marci de aici. I-am dat și cu toporul și cu sabia și cu... Da, hai că îi dau cu trei chestii deodată. Așa, bun, bravo. Așa, prima dată nu făcusem portalul sus, gen să-i fac doar forma. Și m-o spawnat aici. Și am zis că, ups. Dar oricum, trebuie să vă arăt și Nether unde este portalul. Că l-am pus fix după portalul meu. Mergeți puțin și găsiți portalul înspre locul cu elitre. O să vă arăt imediat. Da, caterizăm. Bă, dar mie îmi place cum a ieșit. A ieșit chiar super fain. Super. Îmi place, sunt mândru de mine. Am stat aseară o grămadă să fac asta. Și am stat să iau și stone destul de mult. O să vă arăt imediat pe unde. Bun, deci m-a spawnat aici. Salut, găină. Da, clar. Avem și găini pe aici. Bun, și dacă mergem pe partea asta, ăla-i portalul meu. Deci o să trebuiască să fac puțin mai clar că mai este un portal după portalul meu. O să-i lasă, o să-i anunț pe toți sau și pe ciuncio măcar. Ca să știe să vină dacă vrea, mai ușor. Și da, ăsta este portalul. O să încerc să-l fac mai frumos, gen măcar drumul să meargă de 3 pătrățele să fie. Și da, easy. După cum ați văzut, am bătut un wither și am luat și acele capete. Bineînțeles că altfel nu puteam să bat wither-ul. Și avem aici un beacon care e pus, cu siguranță nu-i pus în acele turnuri. E bine, am zis că, ok, hai să mai minăm puțin, să mai facem rost de niște... Oh my god, cu grijă. Să mai facem rost de câteva materiale. Și mi-am pus un beacon la nivelul, imediat vă zic, stați puțin să mă ocup de... Bă, lasă-mă, bă, în pace, bă. Știu că nu explodezi, dar lasă-mă în pace. Nu-mi place să te văd aici. Bun. La nivelul... cât? 6, da. La nivelul 6 mi-am făcut un beacon de asta și plin cu chestii destul de bune. Să nu uit de blocurile astea de iron. Avem lapis lazuli, facem rost de toate pentru că... Zicea odată, vorbea Puf și zicea că... Ceea ce mi se părea interesant, că eu nu știam asta. Zicea că dacă ești într-un chunk... Într-un chunk trebuie să găsești diamante. Așa că, na, nu știu dacă sape așa ca nebunul, la un moment dat și că se găsesc diamante. În fiecare chunk trebuie să găsească câte o bucățică de diamante, mai pe scurt. 2, 3, 4, nu mai contează. Dar ideea e că se găsesc. Și am să fac și eu un experiment, niciodată n-am făcut o chestie de asta la nivelul ăsta jos și să sap ca nebunul. Este fun. Este mult mai fun decât să mergi să sape așa ca nebunul într-o parte. Și vreau să văd cât de mare fac chestia asta, dar mai dăm și peste de astea de lavă și cam aiurea. Dar în orice caz, e fun. Mie îmi place. Mie îmi place, e ceva diferit. Minez într-un nou stil și sper să mai scot niște diamante între timp. Când mai fac așa o pauză, o să mai minez, când nu am ce face. Să mai scoatem și noi niște bănuți, că după cum ați văzut, nu avem foarte mult și mai trebuie să mai cumpărăm chestii totuși. Tortuș. Bun, cam astea sunt materialele pe care le-am strâns. Nu sunt multe. Și ca să ieșiți de aici, trebuie să stați pe blocul ăsta și să duceți cursorul maxim. Dacă îl duceți așa, dați capăt de perete. Și... Doamne ajută! Am reușit. Am zis să-l fac aici, că dacă îl făceam puțin mai încolo, s-ar putea să-l intersectez cu ceva ciuncio, că știu că... O minat el ceva pe aici cândva. Și nu voiam să dau peste probleme de alea. Da. Bun, oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un mare, mare like la fratele Colpir. Și bineînțeles, dacă nu v-ați abonat încă și considerați că merit un subscribe, băgați acolo și un subscribe, că eu aș fi foarte recunoscător. Cam așa arată construcția noastră ideală, frumoasă, sexy, motherfuckers. Uite puțin. Mamă, numai că trebuie să am timp să fac și pentru cealaltă părți, să mai editez și dar îmi place cum arată corona. Să-mi ziceți în comentarii dacă vă place și vouă. Gata, oameni buni, eu am fost Colpir, ne vedem data viitoare cu un nou episod din Brasla Haiducilor, luni și vineri, ca de obicei.